Recreația pe care o aprobă Hristos. Este privilegiul și datoria creștinilor să caute să-și refacă puterile spirituale și să-și fortifice corpurile printr-o recreație nevinovată cu scopul de a-și folosi puterile fizice și mentale spre slava lui Dumnezeu. Creștinii au la dispoziția lor mai multe surse de fericire și pot spune cu precizie care sunt bucuriile permise și corecte. Ei pot să se bucure de acele recreări care nu le vor irosi mintea și nu le vor înjosi sufletul, care nu dezamăgesc și nu lasă în urmă un sentiment de deprimare în stare să distrugă respectul de sine și să bareze posibilitățile de a fi folositori. Dacă acolo unde se duc pot să-L ia pe Iisus cu ei și să păstreze un duc de rugăciune, atunci sunt în perfectă siguranță. Întrunirile noastre ar trebui conduse în așa fel, iar noi ar trebui să ne purtăm într-o asemenea manieră, încât atunci când ne întoarcem acasă, să putem avea conștiința împăcată că nu L-am jignit pe Dumnezeu sau pe semenul nostru, să fim siguri că nu am rănit sau păgubit în niciun fel pe aceia cu care am fost împreună și nu am avut asupra lor o influență dăunătoare. Orice prilej de bucurie în care puteți să vă angajați, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui cu credință, nu va fi periculos. Dar orice distracție care vă face incapabil pentru rugăciunea în taină, pentru consacrare, pentru altarul rugăciunii sau pentru participarea la adunările de rugăciune, nu este sigură, ci periculoasă. Muzica care înalță sufletul. Așa cum copiii lui Israel în timpul călătoriei lor prin pustie își înveseleau drumul prin cântece sfinte, tot așa astăzi Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii săi să-și înveselească viața de peregrin. Puține mijloace sunt mai eficace pentru a fixa în memorie cuvintele sale, ca reprezentarea lor prin cântece. Asemenea, cântece au o putere minunată. Ele au puterea de a domoli firile aspre și necultivate, de a stimula gândirea, de a trezi compătimirea, de a încuraja armonia în acțiuni și de a alunga tristețea și îngrijorarea care distrug curajul și slăbesc străduința. Muzica face parte din adorarea lui Dumnezeu în curțile cerești și prin cântările noastre de laudă ar trebui să ne străduim, să ne apropiem, atât cât ne este posibil, de armonia corurilor cerești. Ca parte a serviciului divin, cântarea este în aceeași măsură atât act de închinare cât și rugăciune. Folosirea instrumentelor muzicale nu trebuie să ridice nicio obiecție. Acestea au fost folosite în serviciile religioase încă din timpurile vechi. Închinătorii îl laudă pe Dumnezeu cu harfa și cu chimbalul. Deci și astăzi muzica trebuie să aibă locul ei în serviciile noastre religioase. Teatrul. Teatrul se află printre cele mai primejdioase locuri dedicate plăcerii. În loc să fie o școală a moralității, așa cum se pretinde adesea, el este chiar focarul imoralității. Prin aceste distracții, obiceiurile vicioase și inclinațiile păcătoase sunt întărite. Cântecele vulgare, gesturile, expresiile și atitudinile desfrânate strică imaginația și înjosesc moravurile. Fiecare tânăr care frecventează în mod obișnuit asemenea reprezentații își va strica principiile. Nu există în țara noastră o influență mai puternică în ceea ce privește otrăvirea imaginației, distrugerea impresiilor religioase și tocirea gustului pentru plăcerile liniștite și pentru realitățile cumpătate ale vieții, ca distracțiile oferite de teatru. Dragostea față de aceste reprezentații crește cu fiecare îngăduință, așa cum se intensifică dorința pentru băuturi îmbătătoare pe măsură ce sunt folosite. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu poate fi invocată asupra timpului petrecut la teatru sau la dans. Niciun creștin nu ar trebui să întâmpine moartea într-un asemenea loc sau să fie găsit acolo când va veni Domnul Hristos. Singurele bucurii sigure sunt acelea care nu vor alunga gândurile serioase și religioase.
Singurele locuri sigure în care putem intra sunt acele în care Domnul Iisus poate merge cu noi. Îmbrăcămintea și podoabele. Nu este necesar să facem din subiectul îmbrăcămintei punctul principal al religiei noastre. Avem altceva mai de preț despre care să vorbim. Vorbiți despre Hristos și când inima este convertită, orice nu este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu va cădea de la sine. Dacă suntem creștini, să-L urmărim pe Hristos chiar dacă drumul pe care trebuie să mergem calcă peste inclinațiile noastre firești. Nu este de niciun folos să vă spunem că nu trebuie să îmbrăcați aceasta sau aceea. Pentru că dacă simțiți plăcere în inima voastră pentru lucrurile inutile, îndepărtarea podoabelor va fi asemenea tăierii frunzișului dintr-un copac. Înclinațiile inimii firești vor ieși din nou la iveală. Trebuie să aveți o conștiință proprie. Rog poporul nostru să se comporte cu grijă și temere înaintea lui Dumnezeu. Urmați obiceiurile în îmbrăcăminte, în măsura în care sunt conforme cu principiile sănătății. Surorile noastre să se îmbrace simplu, cum fac altfel alte surori, să poarte rochii din materiale durabile, potrivite cu vârsta, dar să nu se preocupe tot timpul numai de problema îmbrăcămintei. Ele ar trebui să se îmbrace în haine modeste, decente și plăcute, să-i ofere lumii un exemplu viu cu privire la podoaba interioară a harului lui Dumnezeu. Înfățișarea exterioară este o oglindă a inimii. Nevoia de publicații. Publicațiile puse în circulație să fie scrise în limbajul cel mai clar și simplu, să explice subiectele de importanță vitală și să facă cunoscute lucrurile care vor veni asupra lumii. Prima și cea de-a doua solie au fost vestite în anii 1843 și 1844, iar acum ne aflăm în timpul proclamării celei de-a treia solii, dar toate cele trei solii trebuie să continue a fi vestite. Aceste solii trebuie prezentate lumii prin publicații și expuneri, ca să arătăm tot ce a fost și tot ce va fi pe linia istoriei profetice. Adevărul curat trebuie prezentat în pliante și broșuri, iar acestea să fie împrăștiate ca frunzele toamnă. Patriarhi și profeți, Daniel și Apocalipsa și Marea Luptă sunt necesare acum mai mult ca oricând. Ele trebuie să fie larg răspândite, pentru că adevărurile subliniate în ele vor deschide mulți ochi care acum nu văd. Atâta timp cât continuă timpul de probă, vor exista și împrejurări favorabile pentru colportori care să-și facă lucrarea. Fără atacuri violente în publicațiile noastre. Aceia care scriu pentru publicațiile noastre să nu facă niciun fel de atacuri și aluzii nepoliticoase, care cu siguranță vor face rău și ne vor îngrădi calea, împiedicându-ne să facem lucrarea pe care o avem de făcut. Aceea de a ajunge la toate categoriile de oameni, inclusiv la catolici. Lucrarea noastră este să spunem adevărul cu iubire, să nu-l amestecăm cu elementele nesfințite ale unei inimi firești și să nu vorbim despre lucruri care se potrivesc spiritului posedat de potrivnicii noștri. Nu trebuie să folosim cuvinte aspre și tăioase. Scoateți-le din orice articol scris și omiteți-le în fiecare cuvântare rostită. Să lăsăm cuvântul Domnului să facă tăieturi și mustrările, omul mărginit să se ascundă în Iisus Hristos și să rămână în El. Trebuie să excludem din scrierile și declarațiile noastre fiecare exprimare, care dacă ar fi luată separat, ar putea fi interpretată într-o manieră greșită, pentru a fi făcută să pară împotriva legii și a ordinii. Totul trebuie să fie analizat cu grijă ca nu cumva să fie luați în evidență pentru că am rostit ceva care să ne facă să părem loial față de țara noastră și de legile ei. Creștinismul nu se evidențiază prin acuzări și condamnări. Atenție la consecințele secundare.
Dumnezeu nu a trecut pe lângă poporul său ca să aleagă un om aici și altul acolo, ca fiind singurii demni de a li se încredința adevărul. El nu dă unui om o lumină contrară credinței stabilite a organizației. La fiecare reformă s-au ridicat oameni care au emis această pretenție. Nimeni să nu fie atât de încrezător în sine, încât să creadă că Dumnezeu i-a dat o lumină deosebită, mai presus de frații lui. Cineva acceptă o idee nouă și originală, care pare să intre în conflict cu adevărul. El stăruie asupra ei până ce îi pare a fi învăluită de frumusețe și importanță, pentru că satana are putere să-i dea această aparență falsă. În cele din urmă, ea devine subiectul care îl preocupă cu totul. Punctul cel mai important, în jurul căruia se învârte totul și adevărul este smuls din inimă. Vă avertizez să fiți atenți la aceste consecințe secundare, a căror tendință este să abată cugetul de la adevăr. Greșeala nu este niciodată inofensivă, căci ea aduce întotdeauna confuzie și dezbinare. Puneți accentul pe unitate, nu pe deosebiri. Există mii de ispite deghizate pregătite pentru aceia care au lumina adevărului, iar unica siguranță pentru fiecare dintre noi este să nu acceptăm nicio învățătură nouă, nicio interpretare nouă a scripturilor, fără ca mai întâi să o supunem atenției fraților cu experiența. Aduceți-o înaintea lor cu un spirit smerit, ascultător, cu rugăciune zeloasă și dacă ei nu văd lumina în ea, acceptați judecata lor, pentru că prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Se vor ivi bărbați și femei care vor declara că au o lumină nouă și o nouă descoperire și a căror tendință este de a clătina credința în ceea ce privește vechile pietre de hotar. Învățăturile lor nu vor suporta proba cuvântului lui Dumnezeu și totuși vor exista suflete care vor fi amăgite. Vor fi puse în circulație rapoarte false, iar unii vor fi prinși în această capcană. Niciodată nu putem fi destul de precauți împotriva oricărei forme de rătăcire, pentru că satana caută tot timpul să-i abată pe oameni de la adevăr. Trebuie să scoatem în evidență ca fiind esențială necesitatea de a fi uniți, nu în sensul că ar trebui să le cerem celorlalți să fie de aceeași părere cu noi. Dacă toți caută să-și însușească blândețea și umilința lui Hristos, vor avea cugetul lui Hristos. Atunci va exista unitate în gândire. Îi îndemn pe aceia care pretind a crede în adevăr să fie în armonie cu frații lor. Nu căutați să-i dați lumii prilejul de a spune că suntem extremiști, că suntem dezbinați, că unul învață ceva și altul altceva. Evitați dezbinările. Cum să întâmpinăm criticile? Cei care s-au îndepărtat de la credință vor veni la adunările noastre ca să ne abată atenția de la lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facem. Voi nu vă puteți permite să vă întoarceți urechile de la adevăr spre închipuiri. Nu vă opriți pentru a încerca să-l convertiți pe cel care rostește cuvinte de ocară împotriva lucrării voastre, ci lăsați să se vadă că sunteți însuflețiți de Duhul lui Iisus Hristos, iar îngerii lui Dumnezeu vor pune pe buzele voastre cuvinte care vor ajunge la inima împotrivitorilor voștri. Dacă acești oameni persistă în a-și impune părerile, aceia din adunare care au o minte echilibrată vor înțelege că standardul vostru este cel mai înalt. Vorbiți în așa fel încât să se cunoască că Iisus Hristos vorbește prin voi. Înălțați cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne străduim să declanșăm stări emoționale, le vom obține într-o asemenea măsură încât nu le vom mai putea ține sub control. Predică cuvântul cu calm și cu claritate. Noi nu trebuie să considerăm că ar fi de datoria noastră să generăm emoții puternice. Numai Duhul Sfânt poate da naștere unui entuziasm sănătos. Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze, iar cel pe care îl folosește El să se comporte cu băgare de seamă, veghind, așteptând, rugându-se și privind la Iisus în fiecare clipă,
condus și stăpânit de Duhul cel prețios, care este lumină și viața. Trebuie să le vestim oamenilor cuvântul cel puternic al lui Dumnezeu. Și dacă primesc acest cuvânt, Duhul Sfânt va veni, dar El vine întotdeauna așa cum am spus-o mai înainte, într-un fel care se adresează rațiunii oamenilor. În vorbirea noastră, în cântările noastre și în toate practicile noastre spirituale, trebuie să dăm pe față acea liniște și demnitate și acea teamă sfântă care trebuie să îl caracterizeze pe orice copil adevărat al lui Dumnezeu. Nu prin emoții, nici prin provocare, ci doar prin cuvânt, căci numai pe platforma cuvântului lui Dumnezeu ne putem afla în siguranță.